Bună ziua, Bogdan Drugă, cercetător la Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca. Bine ai venit la interviurile Hot News. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Conduceți un proiect de cercetare axat pe biologia marină, finanțat în mare parte de guvernul Norvegiei, unde studiați efectul schimbărilor climatice, iată un subiect fierbinte azi, ca să facem și un joc de cuvinte, asupra algelor marine. În primul rând v-aș întreba, cum de ajuns guvernul Norvegiei să sponsorizeze un astfel de proiect, sau asta mai degrabă aș înțelege, dar cum a ajuns Institutul de Cercetări de la Cluj să obțină o astfel de finanțare? Pentru că sunt convins că și ceilalți cercetători din țară au ceva de învățat din treaba asta. Da, guvernul Norvegiei finanțează cercetarea atât în România cât și într-o serie de alte țări din Europa prin intermediul unui program de investiții. În cazul României se numește Granturile Norvegiene 2014-2021. Deci este un program de finanțare care urmărește scăderea diferențelor economice între țări și, de asemenea, creșterea calității cercetării științifice în țările respective. Iar cum am ajuns să propunem acest proiect la Cluj, deși aici nu avem ieșire la mare? Eu lucrez în domeniul algelor de vreo 15 ani. M-am axat în primul rând pe algele de apă dulce, nu pe cele marine. Însă, după terminarea doctoratului, am urmat două stagii postdoctorale în Elveția și Germania, iar acolo am avut ocazia să întâlnesc mai mulți specialiști în domeniul acesta, inclusiv în biologia marină. În cursul mai multor discuții cu dânsii, am ajuns la concluzia că acesta este un subiect de cercetare foarte relevant pentru viitoarele decenii, pentru generațiile care vin după noi, deoarece schimbările climatice sunt o realitate care ne afectează și vor continua să ne afecteze, iar algele marine sunt mult mai relevante decât cred eu că cunoaște în general publicul larg. Și atunci, înțelegând că cunoscând importanța acestui aspect al posibilității ca schimbările climatice să afecteze într-un mod critic algele, ceea ce în continuare ar putea afecta într-un mod serios și societatea umană, am decis să propun acest proiect împreună cu un institut de cercetare din Norvegia, deoarece asta este și un criteriu de aplicare pentru granturile acestea norvegiene, să fie cel puțin un partener din România și unul din Norvegia. Cât va dura studiul și ce sperați să obțineți în urma lui? Studiul, care a început în septembrie 2020, durează 3 ani, deci până la finalul lunii august 2023. Împreună cu partenerul norvegian, urmărim să înțelegem cum anume ar putea pe termen lung să afecteze schimbările climatice două dintre cele mai abundente specii de alge marine, care se întâlnesc peste tot, inclusiv în Marea Neagră. Iar a înțelege acest lucru este relevant din mai multe puncte de vedere. Aceste alge, pe de o parte, produc o cantitate mare din oxigenul pe care îl respirăm, oxigenul din atmosferă, și în al doilea rând ele reprezintă baza lanțurilor trofice acvatice, astfel încât inclusiv peștii pe care se bazează industria piscicolă a multor țări din lume, inclusiv Norvegia, chiar și România, având ieșire la Marea Neagră, reprezintă astfel o sursă importantă de venit pentru unele state, iar companiile piscicole ar putea să fie interesate să știe dinainte dacă și cum le vor fi afectate pe termen medii și lung afacerile. Deocamdată avem mai multe semnale de la unele companii piscicole din Norvegia care s-au arătat foarte interesate de studiul nostru. Oamenii vor să știe cum anume ar putea să fie afectați, dacă va trebui poate să-și mute locul în care se desfășoară activitatea mai spre nord sau în alte mai spre sud, în funcție de cum se va modifica și arealul acestor alge, care, așa cum am spus, sunt cele care în cele din urmă hrănesc tot ecosistemul acvatic, inclusiv peștii pe care îi capturează. Iar pe de altă parte, rezultatele ar putea fi importante și pentru factorii de decizie politici care se ocupă de politicile de mediu. Pentru că dacă rezultatele noastre vor indica spre un potențial dezastru ecologic
să spunem, în anumite zone de coastă din lume, din cauza schimbărilor climatice, ar fi foarte relevant, părerea mea, ca și factorul de decizie să țină cont de aceste lucruri și să ia măsurile necesare. Am urmărit mai multe studii similare pe această linie, inclusiv despre alge, despre colari. Cu ce diferă studiul dumneavoastră față de celelalte? Prin ce se individualizează el? Marea majoritate a acestui gen de experimente, de acestui gen de studii, a fost făcut pe alge marine sau de apă dulce. Nici nu au fost foarte multe oricum, dar cele care au fost făcute s-au făcut în mare parte pe termen scurt. Adică acele organisme pe care oamenii le-au studiat în condițiile preconizate pentru viitor, acele organisme au fost supuse acestor condiții o perioadă scurtă de timp, o săptămână, două, o lună, în care ele au fost verificate, testate să vadă cum se comportă în acele condiții, după care s-au tras concluziile despre cum ar putea să fie influențate pe viitor ecosistemele în cazul acesta. Însă, este mult mai relevant să adaptezi înainte organismele pe care le studiezi acelor condiții, pe o perioadă mai lungă de timp, câteva sute de generații, dacă e posibil, și numai după aceea să poți să emiți niște ipoteze, să vii cu niște concluzii despre cum ar putea ele să fie afectate. Și asta facem noi. Înainte de a veni cu niște rezultate, niște concluzii concrete, noi adaptăm timp de cel puțin 200 de generații algele pe care le studiem în condiții de laborator, după care facem niște experimente în natură pentru a vedea cum ar putea ele să răspundă schimbărilor climatice. 200 de generații sună mult și este mult, înseamnă undeva la 6-7 mii de ani în viața oamenilor, dar pentru alge asta înseamnă undeva la un an de zile. Deci noi timp de un an de zile vom adapta algele pe care le studiem condițiilor prevăzute pentru viitor, iar doar după aceea o să facem experimentele propuse. Iar asta este ceva ce nu s-a făcut la nivelul acesta și pentru cele două specii până în prezent. Iar cele două specii sunt foarte relevante pentru că sunt două dintre cele mai abundente organisme din lume până la urmă. Vorbim de acidifierea oceanelor, da? Oceanul care absorbe dioxidul de carbon făcut de noi, al combustibilului fosilii pe care continuăm să îi ardem. Peste 100 de academii științifice din întreaga lume au hotărât că e necesar ca să reducem acest nivel cu 50% până în 2050. E realizabilă ținta asta? Cred că se poate realiza, dar nu cred că este ușor. Nu depinde doar de unele țări, cum ar fi cele din Uniunea Europeană, care în general sunt pentru astfel de măsuri și se angajează să le și pună în practică. Însă dacă avem în vedere faptul că mare parte din dioxidul de carbon emis de către societatea umană este produs de două, trei țări precum China, SUA, cred că India, da, și este important ca în primul rând aceste țări să facă un pas important în ideea asta, în direcția aceasta, și depinde până la urmă și de acești factori. Cred că este posibil, dar nu cred că este ușor. Cine poate să discute cu China sau cu India atunci când ești foarte sărac, nu te mai gândești la salvarea mediului? Spuneai de rezultate care să tragă un semnal pentru factorul politic. Iată, am avut un președinte, Donald Trump, care a ieșit din acordul de la Paris și a creat chiar o întreagă mișcare pe linia asta. Cum reușim să facem o mediere între combaterea sărăciei și apărarea, prezervarea mediului? E posibilă ea? Nu știu în ce măsură sunt eu să răspund. Cred că se poate, dar nu cred că e ușor. Cred că e nevoie de o populație educată, cred că e nevoie astfel de educație, inclusiv ecologică și biologică, mai bună. Cred că e nevoie și de tehnologii noi. Cred că trebuie să investim ca și societate în noi tehnologii, atât în îmbunătățirea celor pe care le avem în prezent în vedere, cât și poate, de ce nu, în apariția unor noi metode de a, nu știu, obține energie prin mijloace regenerabile, poate și mai eficiente decât până în prezent. Cred că tehnologia este cheia la această problemă, însă și, nu știu, educația și buna înțelegere dintre oameni și dintre state. Cred însă că nu este chiar ușor, mai ales având în vedere, nu știu, populația tot mai mare, resursele care par să, evident că sunt finite și par să fie tot mai puține și din cauza schimbărilor climatice care duc la deșertificarea multor zone care poate în urmă câteva zeci de ani erau folosite pentru agricultură, iar acum nu mai
nu mai sunt utilizabile. Sigur că nu e ușor, dar cred că se poate. Și cred că tehnologia va juca un rol foarte important în problema asta. Vorbeați de educație și tehnologii noi, dar pe de altă parte, așa cum ne trezim mereu într-o plină conspirație, ca și acum în pandemie, așa ne trezim și în această conspirație a schimbărilor climatice. Și avem foarte mulți autori, unii chiar luați foarte în serios, care contestă că această schimbare climatică este produsă și de om și că e doar o chestie cu care noi nu avem ce face, un univers care ne joacă feste. Care ar fi mesajul către publicul larg, către tineri pe linia asta? Mesajul ar fi să încerce să își procure informațiile din surse credibile. Acum, o parte dintre cei care vin cu ideile acestea, cum că schimbările climatice nu sunt reale sau nu sunt atât de grave pe cât spun cercetătorii, sunt mai multe categorii și unii dintre ei oricum nu pot fi convinși, pe mulți nu pot să-i aduci să creadă că de fapt schimbările climatice sunt reale. E vorba de persoane sau chiar de companii implicate în industria petrolului sau în industria gazelor naturale, care evident că intră în conflict de interese cu, dacă e până acolo, cu toată ideea schimbărilor climatice. Sunt oameni care pur și simplu nu concep că poate peste 20-30 de ani lumea ar putea să fie atât de diferită față de cum este în prezent, așa cum se preconizează. Însă dacă ne uităm și în urmă cu 20-30 de ani, când eram poate noi mult mai tineri și era mult mai multă zăpadă și în România, sau ghețarii care în urmă cu 100 de ani erau aveau suprafață mult mai mare în multe părți din lume față de cum au în prezent, calotele glaciare care se topesc. Deci evident că dovezile, în mod normal, nu pot fi contestate, dar cu toate astea nu îi împiedică pe unii să le conteste. Sunt și persoane care poate chiar nu au o părere bine conturată și atunci pe acele persoane pot să le convingi de realitatea din prezent. Cred însă că și aici educația joacă un rol foarte important. Și în felul acesta, cu o educație de bună calitate și prin accesul oamenilor la informații de calitate, informații credibile, verificabile și care să fie bazate pe studii științifice, pentru că, până la urmă, vorbim de o problemă științifică, ar trebui să se poată rezolva problema asta.